Astăzi ne transformăm într-o veveriță micuță mutantă cu un pistol. Uitați-vă la ea cât de drăguță e! Doar că suntem urmăriți de agenți secreți care vor să ne prindă și să ne facă rău. Numai că noi trebuie să fugim cu picioarele alea micuțe, micuțe, micuțe. Și scopul nostru este să prindem cât mai multe ghinde colorate și frumoase, să le mâncăm, să facem obrăjoi mari. Așa că am nevoie de ajutorul tău să apeși cât mai mult pe butonul de like, pentru că fiecare like înseamnă câte o ghindă în plus pentru veverița noastră și are nevoie de multe ghinde ca să fie foarte, foarte fericită. Let's go! Wow, sunt într-o facilitate secretă. Ce se întâmplă aici? Ce-i chestia aia roșie acolo? Zici că e un calculator secret sau un oze... Ăsta suntem noi! Aulă! Este o ghindă? Stai, e cumva o capcană. Ne-a tras acolo înăuntru ca să credem că e capcană. E ghinda magică, fraților! Ia uite ce veveriță drăguță și frumoasă și micuță suntem! Cum alergăm pe aici? Hai să vedem. Deci misiunea noastră este să facem rost de ghinda magică. Mamă, cum sare, ce repede se mișcă veverița asta. Ia să vedem dacă putem să sărim la ghindă, să o atacăm de aici, de pe partea asta. Așa, sărim pe butoanele astea roșii, cred că pe astea trebuie să le facem. M-am electrocutat! M-a electrocutat și m-a dat în spate. Sper că n-am murit. Ia să vedem, ești bine? Mititelule de blană. E bine, se simte bine. Ia uite cum ies dințișorii aia și ce ochi are, zici că nu-i trece nimic prin creier. Bun, cred că trebuie să apăsăm pe foarte multe butoane din astea până când se deschide ghinda magică. Hai să vedem câte butoane avem de apăsat. 1, 2, 3, 4, 5 butoane. Trebuie să apăsăm și butoanele astea pe pereți, așa. Mamă, fac parcur pe perete? Dacă merg pe perete, am căzut cu totul. Stai că poate sunt mai multe butoane pe aici, pe jos de apăsat. Uite câte sunt, poate trebuie să termin cu astea. Ce asta? Mamă, click stânga ca să o ridic. Ia uite cum o trage cu dinții. Ce face? Mamă, ce puternică e veverița asta. A tras-o, a ridicat-o. Ce se întâmplă? Cum o iau? Ha-ha, am luat în mână o bucată de veveriță de metal. Ia uite cum merge, zici ca în pălărie. Pălărie într-o ciupercă, ghici. Veveriță, ce e? Răspuns corect, era veveriță. Am aruncat-o, am dat-o încolo, așa. Și mergem acum să apăsăm și butoanele astea. Pac! Și la apăsăm și pe ăsta. Și cum urc pe perete oare? Trebuie să fac vreo schemă, ceva? Poate pe F, pe ce trebuie să apăs ca să mă urc pe peretele ăsta? Da, asta trebuie să o arunc acolo, uite. E, ce veveriță? Sunt o veveriță fraieră. Stai că o mai luăm o dată. Băi, dar ce-a aruncat-o așa? Gata, am apăsat, ați văzut? Mamă, dar nu aleg eu. Nu aleg eu când s-o arunc. O aruncă veverița când are ea chef. Am deblocat ghinda de aur. Hai să vedem ce se află aici. Ghinda de aur. Și ghinda de aur. Am luat-o ea. Cranț, 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 cranț. Mamă, am mâncat-o cu totul. Aoleu, cum ni s-au făcut fălcuțele. Aoleu, s-a făcut totul roșu. Ce se întâmplă? Ne-au tras înăuntru. Fugi! Fugi, veveriță, fugi! Ce se întâmplă? Ce este de acolo? Un robot gigantic sau ce o să se întâmple? Vine Terminator, Exterminator să ne bată. Este un agent secret? Un om? Ce? Mamă, are ochelari, ce cool e băiatul ăsta. Suntem eu și tu, domnule agent secret. Hai să vedem cine ne bate mai tare. Ia uite cum aleargă spre mine. S-a împiedicat, ce fraier, și a căzut pistolul. A ajuns la mine pistolul, știm ce se întâmplă acum. Haide, veverița, uite cum stă, se gândește. Se uită la pistol și cred că acum mai crește un creier în cap și devine inteligentă. Ia, stați așa, uite cum se concentrează. Ia pistolul în mână, veverițo, ia pistolul odată. Am luat pistolul și acum avem tutorialul. Ok, mamă, ia uite aici. Veverița cu pistolul. Yeah! Nu ne mai oprește nimeni. L-am împușcat pe băiatul ăsta. S-a dus cu totul. Ia uite cum stau. Ăștia au pistoale. Au îndreptat pistol. Bă, de ce arată toți la fel? Sunt roboți, ce-i cu ei? Wow, trag după mine. Stați așa, domnii agenți de securitate. Îi împușc eu, îi împușc. Îi le dau headshot, ia uite. Ia, dacă le arunc cu pistolul în cap, ce se întâmplă? Pistolul în cap! Aoleu, mi-a pierdut pistolul, nu? Mamă, ăsta-i grenadă. Și? Ia, luați de aici grenadă, agenți secreți. Au, stai așa. N-au murit de la grenada aia. Stai așa că le mai aruncăm o grenadă. Le-am dat-o la picioare pe asta. Ia ca explod. I-am distrus cu grenada. Mamă, uite câte ghinde au sărit. Hai să le mâncăm pe toate. Am niam 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 niam. Am niam 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 niam. Așa, s-a deschis ușa și mergem la următorul nivel. Bă, acolo e lavă jos. Ce se întâmplă? De ce e lavă? Oh, stai. Nu, mi-am aruncat pistolul în lavă. N-am vrut. Am apăsat pe shift că am crezut că alerg, dar am aruncat pistolul în lavă. Mamă, câte ghinde sunt aici, ale mâncăm pe toate. Neam, 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 dați ghindele încoace. Am nevoie de pistolul ăsta. Este un pistol foarte important pentru mine. Ia pistolul de pe jos, așa. Mamă, ce este asta? Gloanțe speciale? Am mai multe gloanțe în pistol. Haide așa. Ia uite, și am ajuns la lavă deasupra, de subtul nostru era să cad în lavă. Mamă, ce m-am speriat. Stai așa. Wow, 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 câtă lavă e aici? De ce e așa multă lavă? Și acum ne ridicăm pe aici pe sus. Mamă, câtă lavă e, trebuie să avem grijă să nu cădem în ea, că dacă am căzut, am încurcat-o. Uite cum face veverița noastră.
noastră. Wow, ce era să cădem în lavă, dar nu cădem că sunt o revel. A căzut în lavă, nu! Așa, mergem pe aici, încet, încet, avem grijă să nu mai cădem, nu mai facem scheme cu veverița. Mamă, și ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă cu chestia asta? Unde mă... Wow, ghinda magică! Am luat ghinda magică, fraților! Și tragem să deschidem următoarea ușiță și aici, uite cum tragem, zici că e o față asta cu doi ochi. Mamă, stai că devine din ce în ce mai complicat, avem din ce în ce mai multe butoane de activat. Următoarele butoane și le-am activat pe toate, să mergem mai departe. Ce-mi zice, să-mi arunc pistolul în lavă? Asta am făcut. Nu, pistolul meu! Ok, ne ridicăm pe aici și acum trebuie să ținem apăsat pe spațiu și ne ridicăm pe acest tunel. Wow, stai că e complicat asta. Ah! Doamne, ce era să cad? Stai așa că-i va lavă jos! Trebuie să avem grijă să nu cădem în lavă, așa. Ghinda magică! Mergem să luăm ghinda magică! Yeah! Ghinda magică să o băgăm în fălcuțe! Yeah, am luat ghinda în fălcuțe, Pistol plus spațiu. Wow! Voi ați văzut chestia asta? Pistol plus spațiu! Mamă, ce tare, frate! Oh, m-am blocat aici. Stai că trebuie să mă urc la loc. Mamă, am strâns gloanțe la mine. Spațiu! Yeah, avem Uzi, bro! Îl aruncăm în lavă, nu mai avem nevoie de pistol, că acum avem Uzi! Ia fiți atenți! Mamă, câte gloanțe avem la Uzi ăsta! Ia! Mamă, ce zice, că pot să zbor cu el? Wow, pot să zbor cu Uziu, bro. Pot să zbor cu Uziu, voi vedeți chestia asta. Mamă, cum zboară cu Uziu veverița. Așa, da. Ce a pățit acest inamic, a primit stun. Acum poți să faci o execuție. Mergem să-i facem execuția. Am făcut execuția, ia uite cum s-a enervat. Și pam. I-am făcut execuția. Mamă, l-a zgâriat pe față și pe frunte, săracu. Wow, și acum ne-am întors, gata, a fost executat. Mamă, trebuie să zburăm acum. Trebuie să învățăm să punem în aplicare zburătoarea. Mamă, ce este ăsta, fraților? Am din ăla pe ochi acum, sunt piratul Nucă, o să mă cheme de acum. Wow, ce-a sărit piratul Nucă! Am greșit drumul puțin, asta este, nu-i nimic. Am bătut sus și am reușit. Wow, cum e aici, bro? Uite-l pe ăsta cum aleargă, ce repede mergea, era Sonic, ce era cu el? Mamă, din canal ieșim? Mamă, ce obosită e veverițoaia, asta e așa să se liniștească, săraca. Bă, e un agent secret aici care ne caută. Nu, repede, ai grijă. Mamă, e o mașină? Ai o mașină, frate? Wow, stai așa, că luăm mașina. Ce frumoasă e, o vreau. Cât costă? 12 ghinde de aur și 100-500 de ghinde din alealte. Mamă, cât trebuie să strângem acum pentru mașină. Uite că mă duce. Opa, ce ne zice aici? Este, zona asta este o zonă cu foarte multe ghinde. Și uite, oare pot să-i dau bătută la omul ăsta? Upsi, m-a urcat pe capul lui. Sunt pe capul lui acum, uite-l cum dansează. Se bucură că-s pe capul lui. Ia, stai, pot să dau E? Ce înseamnă dacă-i dau E? Nu, da, i-am sucit gâtul, săracu. Dar era fericit că eram pe capul lui, săracu. Doamne, că n-am vrut să-i fac una ca asta. Mamă, ce casă! Casă cu lavă în ea, stai așa, frate, că trebuie să avem grijă aici. Așa, sărim pe unde avem grijă. Stai, uite acolo, trebuie să ajung. Era să cad în lavă. Stai, ăsta-i pistol aici. Hai că luăm pistolul. Dăm bani pentru pistol acum, ce să facem, că avem nevoie de pistol. Și deschidem acolo, ia. S-a deschis podul. Aoleu, era un pat. Acolo sus nu putem să ajungem, avem nevoie de Uzi, cred că. Ca să ajung eu acolo sus, sau nu, poate trebuie să activez patul ăsta cumva. Am ajuns la ghinduța asta, ghinduța de aur, am colectat-o. Un glonț acolo, trebuie să activăm toate chestiile astea roșii, pentru că cine știe ce se întâmplă, cred că închidem lava dacă le activăm. A căzut patul de acolo, e bine. Ghinda, am luat ghinda! Mamă, deja am 5 ghinduțe. Uite, și am putut să deschid aici, hai să vedem ce se află. O rochie! Mamă, suntem agentul din ăsta secret, nu știu cum, agentul Nucă, hai. Uite ce vine doamna asta după mine. Wow, pot să fur de la ea. Mâinile sus, dăm toate ghindele, doamnă. Toate ghindele le vreau. Uite câte ghinde au căzut din ea, ce nebună era doamna asta. Mă duc să-i bat pe agenții ăștia de la securitate. Ia uite-i, le-am dat, wow, am dat super focus acum. Ia uite cum mă concentrez. L-am împușcat și pe ăsta. L-am ratat mai mult decât să-l împușc. Domnule,
L-am pușcat, gata, l-am rezolvat. Yeah! Aba nu, stai, că e în genunchi, pot să-i dau execuția. Ia, și acum, ia, fiți atenți. Wow, ce i-am dat? Cu pistolul direct în cap, ce? Ho-ho, de câte ori am tras în cap? Gata, că l-am rezolvat. L-am rezolvat. Bum, mamă, ce-a bubuit acolo? Ce frumos e în parculețul acesta, în cartierul acesta. Dă toate ghindele acum. Dă ghindele pe care le ai, că am nevoie de ele. Până nu îmi dați toate ghindele din orașul ăsta, eu nu plec. Sunt o veveriță rea. Ce ne zice? Wow, ăsta e un inamic special. Mamă, stai așa că ăsta e greu de bătut sau ceva, că așa îmi zice. Că e inamicul special. Ia uite că îl rezolv eu pe inamicul special. Nicio problemă. I-am tras în capul ăsta, ia uite cum i-am tras. Așa și am rezolvat inamicul special, dăm ghinduțele. Merg așa pe aici și vreau să intru în casa asta, să văd ce se află în casa asta. Uite, îi dau ăsta, dacă îi dau o bucată în cap, asta e schema. Îi tragi în cap și după aia îi dai execuția asta, ia uite cum îi trag. Și la toți le fac așa, le face capul, mamă cum le face cap. L-am rezolvat și pe ăsta, oule, stai că mi-am aruncat pistolul. Nu! E unul după mine. E unul după mine și mi-am aruncat pistolul și l-am pierdut. Așa, am luat pistolul și s-a îngrijit să nu mai pierd, că-l tot arunc din greșeală, nu știu ce fac cu el, de ce se întâmplă așa. Prin WC-ul. Ne ducem prin WC-ul, cred că sub casă sau ceva de genul. Hai să vedem dacă mai există alte zone pe aici prin casă înainte. Uite-l, uite-l pe domnul ăsta, are nevoie de ajutor sau ceva, cred că. Hai să-l ajutăm cu un pistol în cap. Uite, mi-a dat o ghindă. A ieșit din el o ghindă, nu știu ce s-a întâmplat. Așa, am mâncat ghinduța. Uite, e fericit acum. Cred că aia își dorea, să facem niște exerciții împreună. Dacă îi arunc asta în cap, oare se supără? Hai să vedem. Oulă, ce am dat-o de cap. Poate sună ciudat, dar dacă intrăm în WC-ul, ajungem jos unde mai sunt ghinde. Și nouă ne trebuie ghinduța de aur. Ia uitați-vă câte ghinduțe sunt aici. Sunt multe, sunt multe, multe, multe. Am la ghinda, yeah! Ok, uite, am descoperit o îmbrăcăminte nouă. Hai să vedem ce se află în îmbrăcămintea asta. Ia, să vedem ce se află aici. E skin nou de veveriță. Avem blăniță nouă. Ce frumos arătăm așa. Hai să vedem dacă eu pot să fac aici o schemă și să sar aici. Wow, ce schemă am făcut, v-a plăcut? Sper că v-a plăcut schema asta, că am ajuns sus pe casă și atunci înseamnă că putem să luăm această ghinduță. Am luat ghinduța, hai să vedem unde mai putem să ajungem. Uite pe casa aia, dacă aș putea eu să ajung cumva. Oare pot să sar așa? Hai să vedem. Nu ajunge. Am și rămas fără gloanțe. Bun, dar e bine că am luat ghinduța de pe casa asta. Oare putem să ne urcăm pe copac? Noi ca... uite, mă urc în copac! Hai să vedem ce se află în copac. Dacă se află vreo ghinduță și aici. Wow, ce sus suntem aici. Mamă. Dar nu văd nimic care m-ar putea ajuta. Nu, sunt ghinde în schimb, uite. Uite, aici sunt toate ghindele astea. Hai să sărim, să încercăm să le luăm. Le-am cam ratat pe toate. Așa și, opa, am deschis și cealaltă umbreluță. Deschidem și umbreluța. A, n-am reușit. Ne urcăm atunci, o deschidem așa. Și ia uite, omul ăsta e supărat. Oare de ce e supărat? Poate vrea un burger sau ceva, să-l ajutăm cu un burger. Dar n-am cum să-l ajut acum, că strâng ghinduțe de care am nevoie. Așa? Ia uite, stai așa că mi-a venit o idee. Cred că am văzut cum pot să ajung la ghinduța aia. Ia să vedem. Ajungem la ghinduța asta? Aoleu. Ups, am ratat. Am vrut să sar pe aia, dar n-am reușit. Așa. Ne întoarcem iară. Iau și pistolul. Îmi încarc gloanțele. Că poate o să am nevoie de pistol când sar pe aici. Și sărim așa. Așa, sărim, am luat ghinduțele. Haide, că sigur putem să luăm ghinduța. Yes, am luat ghinduța. Am luat ghinduța de pe stradă. Yeah! Mă bat așa cu băieții ăștia răi de aici. Ia uite ce le fac. Așa, bun. I-am dat ăsta, îi dau execuția. Că vreau să strâng foarte multe ghinduțe din astea. Ca să am cu ce să mă... să pot cumpăra mașina aia scumpă rău. Și băieții ăștia dau multe, multe de astea. Foarte multe ghinduțe. Le dăm așa cu execuție din asta. Asta e schema cea mai bună. Trebuie să-i tragi în cap și după aia dai execuția asta. Vai ce se întâmplă aici că nu înțeleg nimica. Dar nu-i nimic că ne-am descurcat. Uite și acum îl prinde și pe ăsta. Ăsta e ultimul agent de securitate, cred că. Așa. Și dăm și lui ăsta. Și ia uite, după aia mergem și strângem ghinduțele. Uite câte ghinduțe au ieșit din el. Așa, foarte bine. 330 de ghinduțe. 336, 337. Bun. Și acum, ia uitați că mergem acum după băiatul ăsta alalt de la securitate. Ca să scăpăm de toată lumea, să nu ne mai încurce. Ups, l-am ratat. Gata, l-am nimerit acum. I-au căzut ghinduțe. Wow, i-a căzut o ghinduță de aur. Nu, mi s-a părut. Așa, acum îl împușcăm tare. Fiți atenți ce facem. Mame, am făcut cu mâna, am făcut papa. Gata, ai cam încurcat-o, domnule. Așa. Bun.
Imediat, deci ne trebuie 12 ghinduțe de aur și 400 pentru mașina aia Lamborghini ăla. Imediat le rezolvăm, nu-i nicio problemă că strângem aici. Acum planul meu, cred că ca să mai facem o altă ghinduță, ghinduța dacă e de aur, trebuie să spargem butelia asta de aur. Și cred că dacă spargem butelia de aur, o să putem să facem rost de următoarea ghinduță. Numai că problema este că mai avem nevoie de ceva mai puternic cu care să tragem în butelia de aur. Nu merge așa cu pistolul, așa că o să mergem să încercăm să luăm o grenadă din casă, că era aici în casa asta o grenadă. Hai să vedem unde se află grenada respectivă. Uite aici, era grenada asta din chiuvetă. Am luat grenada din chiuvetă, închidem ușa și să avem grijă la grenada să nu cumva să o scăpăm. Pentru că dacă o scăpăm, asta înseamnă că o să explodeze. Mergem liniștiți cu ea așa pe aici, pe scară, liniștiți, liniștiți, și o aruncăm aici la grătar. Și dacă o aruncăm la grătar, cred că se fac și burgerii. Le dăm și la oameni de mâncare burger. Hai să vedem. Am aruncat grenada, mă dau în spate repede, repede, repede. Și a explodat tot la... Opa! Și uitați cum am zis! Am primit! Yay! Am primit următoarea ghinduță! Și acum toată lumea s-a speriat aici pentru că am dat foc la grătar, dar nu-i nimica pentru că acum avem ghinduțe suficiente ca să putem să deschidem mașina. Bine, mai îmi trebuie câteva ghinduțe. E un tank aici? Stai! De când a apărut tankul ăsta? Stai așa, că nu mă așteptam la tankul ăsta. Wow, 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 că vrea să tragă tankul în mine. Stai așa, mâinile sus. Mamă, ce se întâmplă? Cum vine racheta după mine? Wow, m-a aruncat în aer, am explodat. Nu, e cât pe ce să mor. Sau am și murit. Te rog, te rog, eu doar voiam ghinduțele astea. M-a ademenit tankul la ghinduță. Ce e ăsta? E daddy? E tatăl meu sau cum? E father, chiar e tatăl meu. E cel care m-a făcut, cred că. Și acum pleacă, ce se întâmplă? Unde a fugit? Mi s-a făcut pielea de găină, uite. Uite, s-a deschis ușa aia și a intrat într-un bunker secret. Și a plecat. Deci m-a amenințat că a tras în mine. Și asta e... și a plecat. Oare ce înseamnă chestia asta? Trebuie să mă duc după el? Nu contează, acum iau și eu mașina și mă duc după el. Ce? Cum urc mașina? Așa, gata, ia uite. Wow! Și acum merge veverița pe strat. Aulă! Ce-am făcut? N-am fost atent și am intrat din greșeală în mașină. Era să mor, doamne. Și acum merge veverița pe stradă. Ia uite cum merge cu Lamborghini. Am făcut și o schemă. Ia uite, mergem pe rampă, așa, ne ridicăm pe rampă. Cred că facem, dacă facem schemă pe rampă, primim puncte. Așa mi se pare. Ia uite și aici, ăsta e locul în care trebuie să ajung. Wow. Dar stai că nu vreau să intru încă. Că mai am multe chestii de făcut. Vreau să intru cu RPG-ul dacă se poate. Ia stai așa. Mai mergem aici pe banda asta, așa, ne dăm în sus. Wow, ce sus? No! Am făcut o schemă, dar n-am reușit să mă dau. Voiam să mă dau acolo pe chestia asta, să mă duc în sus. Uite că-s două ghinde. Deci clar trebuie să mă urc cu mașina. Stai așa. Mă duc pe aici și prind super multă viteză ca să pot să prind, să mă urc la ghindele alea. Cred că trebuie să prind foarte multă viteză. Hai să vedem câtă viteză trebuie să prind. Opa, opa, doamne, că nu reușesc să conduc cum trebuie mașina asta. Uite, uite ce scheme face când stă pe loc. Sare și face scheme și primesc ghinde, ia uitați-vă. Bun, cred că trebuie să merg pe săgețile alea. Aoleu, stați că iar m-am încurcat. Trebuie să merg, cred că pe săgețile astea. Ia să vedem. Așa. Aoleu, am căzut. Nu, mamă, ce schemă am făcut. Am făcut foarte multe ghinduțe de pe schema aia. Așa, săgeata. Și, săgeata. Nu, am luat. Am luat aia, am luat aia, ghinduța. Nu știu cum a reușit. Dar nu asta, eu voiam să ajung și acolo sus. Stai că ne întoarcem. Mergem pe aici, sunt o veveriță foarte beată. Aia e problema mea. Și ne urcăm pe aici. Așa, o săgeată, a doua săgeată, a treia săgeată. Și, sari, sari veveriță. Băi, dar nu vrea să sară veverița. E, asta este, nu mă mai duc acolo sus. Am fost, ne întoarcem, mergem în altă parte. M-am răsturnat cu totul. Vreau să mă duc în... Știți ceva? Mă duc în bunkerul ăla secret care era acolo. Hai să vedem dacă pot să ajung în bunkerul ăla secret. Era aici, uite. Bunkerul secret ascuns sub WC-ul. Haide să vedem ce se află aici. Uite, am găsit minele. Sunt toate minele pe care le-a plantat ăsta. Deci asta înseamnă că eu acum nu pot să ies. Așa, pot să ies de aici. Uite, ăsta e bunkerul lui secret. Eu acum pot să sparg toate minele astea. Uite, am primit o haină nouă. Mamă, cum arată haina asta? Este un... Wow, 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 cred că am activat ceva mină. Aoleu, o să bubuim toți aici. Mamă, ce a explodat totul! Și am primit și o cască.
Am primit o cască din asta ca să am grijă să nu explodez. Astea sunt hainele pe care le poartă oamenii care dezamorsează bombe. Și așa, eu acum pot să dezamorsez bombe. Și fără să mai explodez, cred că, sau ceva de genul. Dar, oricum, am scăpat de toate minele. Am explodat toate minele de acolo de jos și acum asta nu o să știe. Noi intrăm la el în curte și el nici măcar nu o să știe că sunt distruse toate minele. Dar cred că o să schimb costumul ăsta, că uite cum stă. E foarte greu. Uite, așa, mergem să schimbăm costumul. Haideți să vedem. Voi ce ziceți? Cum ziceți să ne îmbrăcăm? Mie îmi place foarte mult ceasul ăla pe care l-aveam în jur, așa, și îmi place foarte mult ochiul de pirat. Uite așa, asta așa îmi place să mă îmbrac și acum suntem îmbrăcați cum trebuie. Era foarte greu costumul ăla, nu ne mișcam prea bine în el și acum am dezamorsat toate... Ba nu! Nu am dezamorsat bombele! Auleu! Ce am crezut eu că mi-am dezamorsat bombele? Dar nu era așa, alea erau alte bombe. Am încurcat-o atunci. Păi înseamnă că eu chiar trebuie să vin în cazul ăsta cu costumul ăla. Stați așa, uitați. Trebuie să punem costumul ăsta, antibombe, pe noi. Și cred că dacă mergem cu ăsta, nu ne mai împușcă. Haideți să vedem. Numai că, cred că nu mai putem să ne... putem să ne cățărăm. Ne cățărăm pe aici și haideți să vedem dacă mai pățim ceva. Călcăm prin bombe și nu mai pățim nimic. Nu mai pățim nimic și ăsta crede acum că ne omoară. Și uite cum râde, se bucură când vede că explodăm. Dar de fapt, noi nu pățim nimica. Și acum îi sărim în cap. Ia fiți atenți. Fiți atenți la asta. Că m-am urcat pe el acum. Mă urc pe el. Nu pot să mă urc. Și eu n-am niciun pistol. N-am venit cu niciun pistol aici. Eu nu mai pot să scap de aici. Auleu, ce-am încurcat-o. Auleu, ce-am încurcat-o. Stați așa. Uite, sunt gloanțe aici, dar nu-i nicio armă. Nu-i nicio armă pentru mine aici. Vă rog eu frumos. Uite, uite o ghindă. O ghindă. E bună ghinda asta. Luăm ghinda, dar n-am armă. Și dacă n-am armă, n-am cu ce să-l omor pe ăsta. Și nu-i bine dacă n-am cu ce să-l omor, pentru că înseamnă că-s blocat aici pe vecie. Cred că nici nu știu cum să ies de aici. Ia să-mi schimb... stai, cred că pot să ajung aici. Wow, shotgun! Așa da, așa da. Păi, dar ce-i facem ăsta cu shotgun-ul acum? Mamă, ce-i facem cu shotgun-ul? Ia fiți atenți. Am găsit shotgun-ul. Acum putem să-l luăm din neighborhood, adică de aici de unde suntem noi, din zonă. Că i-am dat în loc. Acum, ia fiți atenți ce... Opa, pot să sar cu shotgun-ul în gaura asta? Wow, ce tare sare. Și parcă era aici încă o ghindă. E acolo sus, dar nu știu cum să ajung la ea. Uite, luăm gloanțele astea, așa. Și mă duc să-l împușc și pe ăsta. Ia, ce-i fac? Fiți atenți ce-i fac. Sau nu, stați, haideți să luăm ghinda asta de aici. Că cred că dacă sar de două ori cu shotgun-ul... Așa, am luat ghinda. Yes, am luat și ghinda asta. Bun, și acum mă duc să mai iau niște gloanțe și cred că dacă îl împușc pe băiatul ăsta de aici, l-am executat și îmi dă ghinda lui sau ceva. Uitați cum îmi luăm așa neprevăzute. Pac, ce am tras. L-am rezolvat? A căzut pe jos? E mort? Îi mai trag o dată? Mamă, wow, stai așa. Stai că i-am furat ăsta. Nu știu ce trebuie să-i fac. Uite-l cum se uită la mine. I-am dat în cap și a căzut pe mine. Oare nu explodează minele alea dacă l-am... A bubuit și uite câte ghinde au sărit din el și este... Wow, stai că e pe terenul minat, vai leu că nu pot să ajung. Așa, am luat ghinda, ultima ghindă de aici și am terminat zona asta. În sfârșit am scăpat de minele astea că de la începutul jocului mă tot chinuiam cu ele. Haideți că am reușit, frații mei. Și acum luăm ăsta și încercăm să scăpăm de aici din... zona asta că... Haideți să vedem dacă pot să scap aici. Wow, dar ce tare mă aruncă în aer shotgun-ul ăsta. Foarte tare mă aruncă în aer. E bun, rău shotgun-ul ăsta. E chiar foarte bun. Avem 16 ghinduțe. Avem 16 ghinduțe de alea de aur și 150 de ghinduțe din alea normale. Eu zic că am făcut o treabă foarte, foarte, foarte bună astăzi. O să merg aici și o să salvez pe chestia asta. Și cam ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. S-au întâmplat super, super multe. Sper că v-a plăcut. Eu o să continui să strâng toate ghinduțele. O să mai avem foarte multe episoade. Și ne vedem tura viitoare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pupici cu sclipici. Mua, mua, pa, pa!